Asta am pe picior mare, dar cu bărbat un altă nearică și cu nasul mare și cu picioarele mari. Bărbat la nevastră, dacă purtam 36 cilăsuri, cădeam în nas. Nevasta dumneavoastră a fost o femeie fericită. E femeie fericită acum. Da. Adică, păi așa că... Sigur. Știți cum e, de bine nu mai poți să te faci, să mai de ceva, de bine sau de naiba, că ți-a pățit picioarele astea. Domnul doctor, ce se întâmplă aici? Ce proceduri facem? Astăzi îl avem pe domnul Rică din nou la noi. Am început pregătirile pentru rezolvarea problemelor venoase de la nivelul membrelor pelvine. Este un aparat care face drenaj limfatic. Datorită faptului că boala a fost foarte evoluată, avansată ca evoluție, picioarele prezentau un edem mare și intervenția chirurgicală în astfel de condiții nu reușește foarte bine, de aceea îl pregătim pentru o eventuală intervenție chirurgicală. Vedeți acest aparat de drenaj limfatic care se umflă cu anumită presiune pe anumite segmente ale membrelor pelvine, începând dinspre distalitate, spre proximalitate, evacuând din țesuturi tot lichidul de edem și aducem în felul acesta picioarele și țesuturile de la nivelul membrelor pelvine la dimensiuni normale, fără edem, fără alte probleme și putem să-i facem tot ceea ce necesită pentru boala venoasă pe care o prezintă. Și cam de câte astfel de ședințe ar avea nevoie ca să se remedieze cumva boala? Ședințele de drenaj limfatic sunt variabile ca număr în funcție de gradul de complexitate și de evoluție al bolii. Unii necesită mai puține, altele mai multe. În cazul de față necesită 5-6 ședințe de drenaj limfatic, după care putem să intervenim pe venele de la nivelul membrelor pelvine. Domnul Rică, cum vă simțiți? Dați așa, primiți un gol în poartă? Mă umflu, mă umflu. Adică, o senzație mișto. Adică, uite așa, vă relaxați puțin, așa. Cam, da, cam un fel. Da, nu, așa e, îmi place. E tot ok. De să mai venim aici, nu să ne tratăm. Păi ce să facem dacă trebuie? Se oprește aparatul și se pune sistemul de contenție elastică externă, adică ciorapii elastici, ca să mențină acest efect făcut de către aparatul de drenaj limfatic. Și ciorapii cam cât timp ar putea să, adică cât timp trebuie să-i poarte? Ciorapii elastici sunt foarte importanți în tratamentul acestei afecțiuni. Preoperator se poartă tot timpul până ajungem la dimensiunile normale ale membrelor pelvine. Se face intervenția chirurgicală, imediat după intervenția chirurgicală se pun ciorapi elastici și se poartă postoperator o perioadă mai lungă sau mai scurtă, iar la fel variind de la pacient la pacient. Domnul Rică, purtăm ciorapi, o să fie așa ca și cu jambierele de fotbal, nu? Sau să fie mai informații de ce? Se pregătiți? Eu știam că sunteți în formă, așa, ce facem? Ce să mai fi în formă? După drenajul limfatic. Îți am morală, uitați. Noi urma să măsuram picioarele dânsului la nivelul de la coapsă, deci de la glezna până la coapsă. Exerciții care să le face dumneavoastră pentru îmbunătățirea circulației sangvină și în același timp să aveți un regim special de viață. Adică trebuie să scăpăm cât se poate de câteva kilograme bune din partea bune în ghilimele, dar, pe picioare, dar care automat toată greutatea corporală apasă pe picioare și de aceste edeme. N-am durere, dar o să mă mucă, dacă îmi dați, fac, cu siguranță. Facem ce ieși și gata, face ieși. Cu siguranță. O să fiți ca nou, domnul Rică, deci când ieșiți de aici, mergeți direct pe stadion. Păi da, da. Acum... Vă țineți de tratament, de obicei, adică sunteți... Ce să fac? Când ar trebui să vină domnul Rică la tratament, adică de câte ori?
ori pe săptămână. 6 ședințe de 2-3 ori pe săptămână. Îi aducem picioarele la dimensiuni normale, se duce edemul, nu mai sunt umflate și după aia hotărâm momentul când trebuie să îi umblăm pe vene. Dacă ar fi să vă operați, vă e frică? O așa zisă operație e adică mult spus. Adică operație nu e cum era pe timpul să scoară vena. Nu era pe vremă. Acum e operație, o operație pe de-a mergeți acasă. Dacă e... O înțepare, așa, o puncție, o injecție. Am înțeles, da. Da. Dacă putem să evităm... Dânsul are și stent, este vreo problemă? Are stent, știm, are și probleme cardiace, are și probleme cu arterele care duc sângele la cap, cu carotidele. Sigur, sunt mai multe probleme și... Totdeauna trebuie să ținem seama de ele. O să vă caute fetele, Nerica. Da. Și încă ceva. Cred că mă caută băieții. Ce stau cu el? Trebuie să mergem de dimineața până seara. Când mă culc, îi dau jos. Și pe urmă, cine mai îi bagă? Acum să vedem cine mă încalță. Deci cât trebuie să stea cu ciorapii? 10 zile? Nu, de dimineața până seara. Alea lung, până ce face dânsul să facă o operație. Când se bagă în pat, gata. Când se bagă în pat, trebuie să-l dai jos. Prima de iar să strică treaba că trebuie să fac tratament la 2 zile. Adică e și de parte. Până la urmă trebuie, știi că pe zi mă 3 ore ușor. Da, dar face spre binele dumneavoastră și nu durează mult, adică e pentru sănătate. Nu prea am probleme așa, dar să vedem ce o să fac programul și să iasă bine, că n-am ce să fac eu. Îl încercăm, că altă variantă n-am. Ce să iasă bine. Păi ce să fac altceva?